Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Roșia Montană și suntem cu un localnic care cunoaște foarte bine aceste locuri și poveștile din Roșia Montană. Suntem cu domnul Sorin Jurca și suntem chiar în dreptul magazinului dânsului. O să luăm la pas puțin orașul cu dânsul și în timp ce mergem o să ne spună câteva povești interesante. Vă salutăm! Bine ați venit la Roșia Montană! Bine v-am găsit! Ne aflăm în centrul istoric al localității. Aici sunt adunate mai multe case de patrimoniu sau, mă rog, le puteți vedea și noastră că e o suprafață mai mică unde sunt, e așa o abundență de case, nu numai de patrimoniu, case importante din Roșia Montană. Puțin mai jos se vede și fosta primărie, de fapt un palat administrativ pe care puține localități poate din România le au. Case pe care altădată erau pline de viață, le vedeam cu oameni foarte frumoși din Roșia Montană, își doreau mult să trăiască aici, până când a venit o etapă care a întors totul pe dos. Dar putem începe cu acest loc unde este blocul. Da, chiar în spatele nostru. Da, acolo a fost blocul. Un palat. Acolo a fost un palat. Palatul Aitai se numea, era o clădire imensă care se întindea până aici în centru. Era mult mai mare decât acest bloc. Acolo locuia un chiabur. Ați prins-o? Da, 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 sigur. Okay. Deci cam am prins până în 73, când s-a demolat. În 72 s-au filmat câteva scene din Nunta de Piatră, foarte frumoase, cu mari actori ai României. Era o clădire foarte impunătoare a unui chiabur, așa cum am spus, adică a unui proprietar de mine, care a plecat mai apoi în Ungaria. Clădirea a fost lăsată în paragină și era un pericol pentru cei care treceau, pentru că de sus cădea acoperișul. Și apoi Ceaușescu a dat ordin de demolare și s-a construit acest bloc. În rest, sunt case foarte vechi, din epoca medievală, sunt case cu greutate. Despre această casă, unde aveți magazinul, ce ne mai puteți spune? Aici a stat un avocat înainte, pe vremuri când eram eu copil, apoi s-a deschis un magazin, familia a deschis un magazin aici și ați văzut jos, pe perete, este o piatră foarte care explică ce s-a găsit aici în curtea acestei case. A stat aici un roman, un colonel de rang înalt, deci urmele dacilor și romanilor. Le aveți conservat aici. Da. Vorbeam de... Am avut cazino acolo unde este bufetul. Câte localități din România au avut cazinouri? Unde este bufetul? Haide să ne imaginăm în spatele blocului, înțelegem, da, nu? Acolo. Acolo a fost, da, un cazino. Da. L-ați prins și pe acesta? Sigur că da. Numai că în perioada când l-am prins, clădirea era altfel, mult mai frumoasă, mult mai îngrijită. Avea o sală de spectacole, o sală de cinema și cârciumă. Și mai sus de casă este o grădină de vară, acolo unde ieșea lumea la un pahar de bere. Partea dreaptă aici a stat una dintre mătușile mele. Da, aici pe colț. Pe colț. Casa de aici, nu e, asta e vândută companiei, cea de acolo nu este vândută. Iar dacă mai facem câțiva pași, da, îmi crește inima pentru că ne aflăm în fața casei mele. Deci aici pe stânga, da? Da. Locul în care, să zic așa, s-a născut opoziția din Roșia Montană față de proiectul minier pe care compania l-a propus. Pentru că dumneavoastră ați fost un militant. Povestiți-ne ceva despre ce s-a întâmplat atunci. E o poveste foarte lungă. Ok, ne așezăm sau intrăm? Cum doriți. Înainte de asta să vă mai spun și despre casa de aici. Da. A fost locuită de către doi oameni în vârstă. Dânsul fusese miner. Și toată ziua ieșeam de pe poartă și mă jucam cu, mergeam la ei, îmi plăcea foarte mult, avea o grădină aici și am amintiri frumoase și mi se rupe sufletul că această casă se degradează pe zi ce trece și nu aș fi fericit să văd că se va prăbuși într-o zi. Cumpărată de gol. Exact, cumpărată. Mergem în curte? Da. Aici dacă scanați... Uite, codul QR. QR, atunci o să vedeți că aici a fost asociația Alburnus Maior, adică asociația care s-a constituit împotriva proiectului, împotriva exploatării de la Roșia Montană, împotriva unei companii și
potriva chiar a statului român, care au vrut să exploateze și să distrugă Roșia Montană. Ne-ar încânta foarte mult să știm povestea de cei 25 de ani cu Roșia Montană, dar și înainte de cei 25 de ani. Deci aici suntem în curtea casei mele părintești, locul cel mai drag. Deci Roșia Montană mi-e foarte dragă, dar cred că locul natal, adică locul în care te-ai născut, e și mai important. M-am născut aici cu familia, doar cu mama, pentru că tatăl meu a murit în mină, a fost în accident pe mină. Nici nu-l cunosc, aveam 10 luni când a murit tatăl meu. Dar am crescut cu familia mea în jurul meu, adică cu mătuși, cu unchi, cu veri, cu prieteni. Deci cumva aici a fost cel mai confortabil loc din lume pentru mine și locul în care mă simt și stau cu plăcere. Am urmat grădinița aici, școala generală, apoi am liceul la Abrud, am plecat în armată, am revenit, am făcut un post liceal la Deva și m-am angajat la firma de stat Roșiamin. Roșiamin. Roșiamin se numea. Adică aici era o tradiție ca aproape fiecare din membrii familiei să fie angajați la mină. În 1970 mi-aduc aminte când a început prima explozie în masivul cetate. Atunci am înțeles că se va exploata la suprafață zăcământul. Aveam 6 ani, era mai mic, nu prea înțelegeam eu, dar am auzit așa niște explozii și nu înțelegeam ce sunt cu ele. Mai știți cum erau exploziile? Explodau o singură dată pe zi sau de mai multe ori? O singură dată pe zi. În jur de ora 2. Dar se exploata când se dinamitau galeriile de minare, atunci era mult mai intensă explozia și se simțea mult mai tare. Atunci mi-aduc aminte că se oprea și circulația, era un nor imens de fum și de praf și era din ce în ce mai deranjant pentru localnicii de aici. Însă lumea era mulțumită, era acea lozincă de pe vremea comuniștilor, bine că avem loc de muncă și lasă să meargă exploatarea. Da, multă lume a lucrat aici, a ieșit la pensie, puțin veneau din exterior, deci erau mineri ai locului. Rudele mele care erau aici, eram foarte apropiați, ne înțelegeam foarte bine, aveam verișoare care erau aproape de vârsta mea, vecini. Roșia Montană atunci avea așa o viață foarte intensă, atunci vorbesc de după anii 70. Mi-aduc aminte cu drag de momentele în care am fost selectat pentru a face parte din filmul Nunta de Piatră, împreună cu foarte mulți oameni din Roșia Montană, ca figurant. Și când am câștigat primii bani din viața mea, la o săptămână, primeam 5 lei pe zi, deci 30 de lei sâmbăta. Și am venit foarte bucuros să arăt mamei mele, uite, primii bani câștigați, însă pe drum i-am pierdut, nu i-am mai găsit. N-aveam 18 ani atunci, nu? Păi nu, că aveam 6 ani. Deci primii bani la 6 ani, da. Nunta de Piatră, da. Și apoi a urmat alt film făcut la Roșia Montană, tot cu mari actori, Duhul Aurului, care era format din Lada și Mârza. Apoi, în 1987, s-a făcut un film de mare impact, care poate fi așa o paralelă între ce se întâmplă acum și ce se întâmplă și înainte, adică Goana cea după aur. S-a făcut filmul Flăcări pe Comori. Am niște amintiri foarte frumoase de atunci, cu oamenii din Roșia, cu actori mari, cu Mircea Albulescu, Ernest Maftei, Leopoldina Bălănuță. Ăștia erau în primul film în Nunta de Piatră, dar în al doilea cu Mircea Diaconu, cu foarte mulți actori buni, câteva peripeții cu câțiva roșieni care scăpaseră în timpul filmărilor în Adidas sau unii cu ochelari și au stricat un pic scenele, dar s-au refăcut și totul a ieșit bine. Era o viață așa armonioasă între oameni, era cărciuma de acolo unde am trecut pe lângă cazino, acolo era cărciuma și zi de zi era plină de oameni și de oameni veseli care scoteau foarte multe perle din limbajul lor, dar era frumos. Stăteam de multe ori să ascult, îmi plăcea și
Da. Mare parte din copilăria mea mi-am petrecut-o la bunica. Bunica a locuit pe strada de lângă mine, de aici, la 200 de metri, împreună cu unchiul meu, care a fost medic în Roșia Montană și care a fost o personalitate foarte puternică și foarte cunoscută. Avea o influență destul de mare în Roșia Montană. Mi-a fost ca un tată, neavând tată, eu am crescut acolo la bunica și împreună cu el. El m-a educat, m-a îndrumat și așa am fost un pic, cum să spun, sub aripa lui. Adică nu prea ieșeam din cuvântul lui. A fost foarte bine totul până când, prin 1996, a apărut o companie care a venit cu un plan diabolic de a exploata Roșia Montană, adică chiar de a o distruge, nu numai de a exploata Roșia Montană. Atunci mulți s-au poziționat între da, suntem de acord și o parte care nu și s-au format cele două tabere. Au mai fost și oameni de mijloc care au zis, stăm să vedem ce se întâmplă. Dar în special au fost cam cele două tabere foarte vizibile. A doua tabără, ce argument avea de dorea să fie exploatată toată zona? Se specula foarte mult că Roșia Montană, oamenii de aici vor prospera, adică vor fi angajați la exploatarea care se va face, va fi aici raiul pe pământ, li se vor... La început nu s-a spus că localitatea va fi strămutată, va trebui să plece oamenii de aici, dar încet, încet informarea pe care compania a făcut-o și aproape zilnic ni se înmânau ziare sau fluturași prin care ne anunța că proiectul va fi benefic pentru oamenii de aici, că fiecare membru al familiei va fi angajat. Deci există o propagandă mare. Da, destul de agresivă, pot să spun, da. Și care a ajuns așa în urechile fiecărui om din Roșia și fiecare om imediat și-a făcut o opinie. Totul a fost așa, poate o poveste, până în 1 iulie 2001, când compania a cumpărat prima casă din Roșia Montană. Eu nu aș fi crezut vreodată că cineva ar fi în stare să strămute oamenii de aici, să ia casă cu casă sau să cumpere cimitirul sau să încerce să cumpere biserici. Deci a fost incredibil, dar așa ce am văzut cu ochii mei, poate mulți nu m-ar crede. Dar care era planul? De ce cumpărau? Ce însemna exploatarea de la Roșia Montană? Deschiderea 4 cariere la suprafață, care s-ar fi exploatat timp de 17 ani, atât era planul lor. În 17 ani l-ar fi terminat, apoi ar fi ecologizat zona până la 25 de ani, adică ceea ce ar fi făcut rău ar fi, rănile care s-ar fi făcut ar fi fost vindecate, mă rog, printr-un plan pe hârtie, sigur asta mi-am dat seama. Oamenii care s-au învârtit în jurul acestui proiect erau oameni care tot timpul înțelegeam că vor niște beneficii, că vor niște bani, că cred într-un făt frumos și mulți dintre ei mi se părea că nu au suflet și nu iubesc acest loc și pentru ei totul era banul. Compania s-a înconjurat de foarte mulți politicieni, de foarte mulți localnici care au susținut proiectul chiar ieșind în stradă, așa cum și noi, după ce ne-am organizat în 2000, ne-am asociat într-o grupare care s-a numit Asociația Alburnus Maior, localnicii din Roșia Montană care nu, de fapt, nu că nu voiau proiectul, ci care nu își vindeau casele, nu, care rămâneau aici, care nu voiau să plece, cumva să ne apărăm locul natal. La început era, aveam niște argumente, nu vrem ceanuri, nu vrem ca să fim înghițiți de un lac de steril, că vorbeam destul de puțin despre patrimoniul din Roșia Montană, nu că n-ar fi fost valoros, dar poate că eram și noi cumva sensibilizam pe cei din jurul nostru, pe opinia publică din România și din străinătate, vorbind despre ceanuri. Multă lume chiar de aici nu prea știa ce e ceanura, ce înseamnă, ne informaserăm ce cantități ar fi folosit aici, deci ne-ar fi otrăvit, s-ar fi otrăvit acest loc și proiectul era atât de bun încât mulți nu își puneau problema și atunci, dacă e atât de bun, de ce trebuie să plec din localitatea mea natală? Însă pe mulți nu i-a mai interesat nici ceanura, nici locul natal, nici patrimoniu. Ei tot
interesul lor a fost să-și vândă casele și să plece de aici. În 2001 v-am zis că s-a vândut prima casă, în prima zi trei case de aici, care au fost niște case destul de mari, așa, de impact. Au dat cumva un semnal, uite că se poate, uite și oamenii care au case mari vând. Și apoi tăvălugul a început să se rostogolească. Sumele de bani erau mari sau modice? Ce mai știți? Deci nu cred că mulți oameni spuneau adevărul. Eu nu puteam să, pentru că și prietenii și rudele care au vândut chiar n-au spus despre ce sume sunt. Se vehiculau, erau zvonuri, presa din județ se spunea că miliardarii de la Roșia Montană să aibă grijă ce fac, să... Atunci nu se lucra cu băncile. Eu am văzut cu ochii mei și multă lume când oamenii își luau banii de pe case în saci, transparenți. Bineînțeles că era un impact puternic pentru că se vedeau acele fâșii de bani băgați în niște saci transparenți și omul ieșea cu ei de la locul unde se plăteau casele, ieșea cu saci în spate și lumea era uimită de ceea ce vedea și atunci mulți zicea, da, și eu o să vând pentru că merită și... Da. Locul acela este chiar în piața centrală? Da, chiar acolo. Chiar acolo unde era avem... locul Casa Albă se numește în acel... Era casa... sau este și acum casa Bisericii Catolice, a fost închiriat de biserică companiei, închiriat o perioadă, nu știu câți ani. Deci în prima zi s-au vândut trei case mari. Da. Și asta s-a întâmplat, trei luni de zile compania a cumpărat. După trei luni s-a oprit. Asta a fost prima etapă. Și de ce s-a oprit? Pentru că erau și oameni care spuneau vreau mai mult pe case. Era o echipă de negociatori care venea la fiecare om în parte și eu cred că normal, nu cred că se negocia, ci se aducea la cunoștință cam care ar fi prețul. Adică venea negociatorul împreună cu echipa care măsura suprafața casei și apoi îți înmâna un preț, dacă erai de acord, vindeai, dacă nu. Din ce am înțeles că prețul era fix, adică nu puteai să zici mai punem nu știu cât în plus, pentru că asta era... Știu că la început s-a făcut o evaluare după a fiecarei case, după numărul de locuitori. Poate erau 5 persoane și atunci trebuia să le dea o sumă mai mare pentru a-și cumpăra sau a-și construi o casă după dimensiunile, să zic, a familiei, adică a numărului de membri. Apoi s-a schimbat regula spunându-se că banca, noi facem niște plăți acelor oameni după legile Băncii Mondiale care prevăd că trebuie să te recompenseze cu o sumă pentru a-ți putea cumpăra în altă parte aceeași casă. Toată lumea zicea că de ce au nevoie de case? De fapt nu aveau nevoie de case, ci aveau nevoie de teren, aveau nevoie de loc, să fie locul liber de orice sarcină și să poată să intre cu utilaje. Aici în spatele casei mele este masivul Igre Văidoaia. Aici s-ar fi făcut o altă carieră, deci a treia carieră, pentru că erau 4 cariere, una Cetate, una Cârnic, Igre Văidoaia și Țarină. Deci erau 4 cariere care s-ar fi făcut în ani diferiți, nu s-ar fi început toate deodată. Ce știu că în anul 9 s-ar fi început de aici să se exploateze. Deci după 9 ani, după ce exploatau Cârnicul și Cetatea, ar fi intrat aici și cumva spuneau unii oameni să stea liniștiți pentru că încă nu-i deranjăm. Însă după consultările publice pe care compania le-a avut cu localnicii de aici, s-a constatat că de fapt erau unii oameni care nu mai aveau răbdare. Eu nu mai aștept 9 ani să exploatezi tu, dăm bani acum ca să plecă. Apoi s-a luat de peste tot, s-au cumpărat case, până când s-a ajuns la 850 de proprietăți cumpărate, terenuri, păduri și cimitire. Când s-a ajuns la 850, asta a fost în anul 2007, compania s-a oprit cu plățile. Aici sunt mai multe, te gândești că ar fi, nu s-a spus, dar cum s-ar putea interpreta. Orică compania nu-și obținuse avizele de începere a exploatării, dar de fapt unul dintre avize era ca să aibă acest teren liber, orică cele 20% de proprietăți din ce au mai rămas să fie aruncate în cârca statului român, să negocieze statul român cu proprietarii, pentru că statul român în această afacere avea 19%. Posibil și asta. Dar în 2007 s-a asistat orice
dar era un semn bun pentru noi, adică se vedea că lucrurile nu le merg atât de bine și se și vedea că ei bat pasul pe loc, de fapt. Veniseră cu niște planuri foarte îndrăznețe. Dacă au venit în 96, au spus că în anul 2000 scot primul lingou de aur. S-a făcut și 2000 și nu s-a scos. Apoi nu-i nimica că în 2002 îl scoatem sigur. Se face 2002 nici vorbă. Și apoi s-a tot... Pentru că ei înțelegeam că voiau să facă și exploatare și în același timp și exproprieri. Adică nu aveau niciun, cum să zic, niciun început, niciun sfârșit. Păi ori trebuia să meargă până la capăt cu să-și facă terenul viabil pentru exploatare și după aceea încep să exploatezi. Nu și exploatezi și demolezi case și așa. Deci era destul de complicat. Opoziția care s-a format a fost destul de vehementă, destul de susținută, nu în Roșia Montană, pentru că aici am fost blamați. Când s-a format opoziția? Opoziția a fost așa prima dată câteva voci, dar în 2000 s-a format așa un nucleu mai puternic, dar din păcate din momentul când compania a început să cumpere case, oamenii, chiar fiind în opoziție și în asociație, au început să-și vândă casele. Nu puteai să controlezi acest lucru, adică fiecare om era liber să gândească și să facă ce voia. Eram destul de șocați când auzeam că oameni cu care vorbeai astăzi, că e în regulă, eu nu vând, eu nu plec, sunt hotărât să rămân aici orice ar fi, îl vedeai că a doua zi sau a treia zi își încarcă tot ce a adunat o viață în mașinile pe care compania le punea la dispoziție și strămuta plecau de aici. Am văzut cu ochii mei cum plecau cu pomii din grădină, pentru că aveau și posibilitatea să-și scoată și pomii fructiferi să-i ducă și apoi mai târziu să ducă și morții din cimitire. S-a mai întors cineva măcar să vadă ce a lăsat în urmă? Sigur că s-au mai întors și știu că mulți au și regretat. Dar a fost alegerea fiecăruia. Eu nu am nimic cu acei oameni. A fost o alegere liberă. Și cred și spun asta că nici compania nu i-a obligat. Doar că le-a promis sau le-a propus un târg, da, cum ar veni. Adică dacă vrei și o să-ți convină, pleci, dar nu. Însă cum s-a întâmplat, de exemplu, pe Străduțe, au plecat 3-4 familii, au rămas câțiva bătrâni, oameni fără ajutor, fără copii care nu erau aici. Și atunci au insistat și copiii, haideți, ce să mai rămâneți acolo singuri. Deci era cumva o presiune, dar calculată, cred eu, de companie, fără să te amenințe că dacă tu rămâi aici o să-ți fie rău, dar până la urmă cedau foarte mult cei care erau singuri, mai ales vulnerabili, oameni vulnerabili. Ați făcut parte din opoziție. Ce s-a întâmplat? Cum ați participat? Care a fost rolul? Păi la început ce am făcut? Am pus afișe pe stâlpi. Nu vă vindeți casele sau mă întâlneam cu cea de la poște și fugeam cu un plic, pentru că aici la noi veniseră câțiva activiști care chiar și locuiau și au rămas timp de 8 ani aici la mine acasă. Încercam să-i ajut, să, nu știu, ei fiind chiar Stefanie Rod, care venise din Elveția, ea poate nu știa să facă un foc sau să întreține o casă, am vrut să o ajut să aibă totul, tot ce își dorește, cât așa în limita posibilităților. Și apoi am ieșit cred în 2002 am ieșit prima dată în primul meeting, un pic organizat cât de cât, am fost un autocar la București în fața Teatrului Național pentru a face o demonstrație cum că munții noștri vor fi distruși. Am crezut că are un ecou, o să aibă un ecou destul de puternic, dar câteva presă care a venit acolo a scris câțiva oameni din Roșia Montană au protestat pe scările Teatrului Național și cam atât. Nici nu ne așteptam să se întâmple ceva. Dar opoziția trebuie să, cum să spun, să fie tare și să înțeleagă că e de luptă și nu azi, mâine, ci, dar chiar nu mi-aș fi închipuit că totuși 20 și ceva de ani trebuie să ți steagul sus, să zic așa. Dar n-a fost în zadar. Dar până la a ajunge la finalul luptei, au fost destul de multe acțiuni pe care le-am făcut în foarte multe orașe din țară pentru a cunoaște locuitorii acelor orașe ce înseamnă Roșia Montană, de ce e periculos să se facă acea exploatare.
ne distrug identitatea, ne distrug patrimoniul pe care îl avem, ne otrăvesc munții. Poate că foloseam și noi niște afirmații sentimentale, adică ziceam că ne distrug biserica, ne exploatează cimitirele, deci eram cumva, și asta chiar că era și adevărat, dar avea priză la public și începând cu anul 2004, deja s-a făcut acel mare festival protest, Fanfestul, care a adunat zeci de mii de oameni, an de an, timp de 10 ani, bine, într-un an nu s-a făcut, dar a avut un efect destul de benefic, cred că mai mult de informare. Bine, lumea venea să se și distreze, dar să se și informeze, să vadă ce înseamnă Roșia Montană, de ce nu e bine să se exploateze, cine sunt acei oameni care se opun, ce face compania aici, pentru că deja era compania era foarte vizibilă. Pe toate casele pe care le cumpărase erau niște afișe cu proprietate Roșia Montană Gold Corporation, apoi banere foarte multe în centru istoric, apoi o armată de oameni care intimidau turiștii care veneau la Roșia Montană, apoi modul în care au acționat cumpărând medicul de familie, cumpărând toate afacerile pe care oamenii de aici, bine, cum să spun, fără să fie forțați, dar li s-a propus, dacă vreți să vă vindeți afacerea, compania e dispusă să o cumpere, să vă plătească nu știu pe câți ani, având ca și consecință slăbirea comunității și a speranței de a trăi în Roșia Montană. Ba mai mult de atât, școala își restrângea activitatea, adică erau foarte puține clase, foarte puțini copii. Vă dați seama că au plecat peste 2000 de oameni în cei 7 ani din 2001 până în 2007. Și asta s-a simțit chiar și la cei care aveau magazine, pentru că cifra de afaceri scăzuse foarte drastic. Raportat la populația de pe vremea aia, cam câți au plecat? Cam ce procent? 80%. Din 80% au plecat? Da, dar nu din Roșia Montană, ci din zona de impact a proiectului. Roșia Montană este mai mare, dar s-au cumpărat case și în proprietăți. Zona de centru sau... S-au cumpărat și din încă trei sate aparținătoare. Deci Roșia Montană avea cam 5.000 de locuitori și 2.000 au plecat. S-au cumpărat din Roșia Montană sat, cum ar veni de aici, din centru administrativ al Roșiei. S-a cumpărat cel mai mult din zona Țarină, din zona Corna și din zona Bunta. Deci astea patru ar fi fost foarte afectate de proiect și, bine, cred că pe parcurs și case care nu intrau încă în area lor de acțiune. Da, vă dați seama că să plece 2000 de oameni a fost așa totuși un cutremur local, adică s-a simțit, s-au distrus niște relații între oameni, între rude, între prieteni și a fost un impact aproape devastator. Ba mai mult de atât, vedeam cum administrația locală, fiind de partea companiei, era foarte mândră că oamenii din Roșia Montană pleacă și își găsesc un rost în altă parte. Mi-aduc aminte că primarul în 2009, când s-a inaugurat cartierul Recea, care era special construit pentru localnicii din Roșia Montană care au plecat de aici, s-a dus împreună cu preoții și cu multă lume politică, să zic așa, și au fost foarte entuziasmați de faptul că, uite, oamenii din Roșia Montană își găsesc un alt rost în altă parte. În loc să, nu știu, mie mi se rupea inima după fiecare om care pleca de aici, însă autoritățile erau fericite că fac pasul spre Recea. Sau mulți care au plecat și în Recea s-au dus cam 140 de familii în perioada aceea, adică li s-au construit 140 de case, dar unii au plecat în jurul Roșiei Montane, dar nu știu cât s-au adaptat și nu știu cât le-a fost de bine. Au venit în perioada, mă rog, după un an, doi, au mai venit să vadă, știu niște evenimente care te cutremură. Mi-aduc aminte că o familie de bătrâni de aici a fost fica a vândut casa cam fără voința bătrânilor. Poate că i-a pus să semneze până la urmă și au semnat și ei și i-a dus la Alba Iulia. La Alba Iulia, într-o casă în care nu era terminată, fiică s-a lucrat la casă. Țin minte că bătrânica a sărit geamul de la casă și a venit până în autogară în Alba. A găsit-o un jandar pe stradă și n-avea un pantof în picioare și a zis, da, unde vă duce? Zice, mă duc acasă. Unde? La Roșia Montană. Și a venit acasă și casa lor nu mai era aici, adică era deja demolată. A fost chiar, poate, tragedie, dar oamenii și le-au asumat, ce să spun.
Mi-aduc aminte că un domn, o familie foarte frumoasă din Roșia, s-a mutat la indicația nepotului să se strămute la Sibiu, într-un bloc. Le-au cumpărat un apartament și după puțin timp domnul a venit. Doamna era deja bolnavă, era un oameni în vârstă și a venit, cum zicea el, acasă. Însă poarta era închisă, încuiată. S-a pus în genunchi în fața porții și a sărutat pragul porții. Dar n-a mai putut să intre. Deci vă dați seama că în toată euforia aceea a goanei după îmbogățire și poate... Știți cum mai există și efectul ăsta de turmă. Când cineva pleacă, hai să plecăm și noi, că înseamnă că e bine. Dar mulți poate au regretat, însă n-au mai avut la ce să vină. Sunt însă și câțiva care și-au vândut casele și le-au mai obținut o păsuire sau cum să spun, li s-a mai dat încă o dată. Încă îi mai lasă să stea și chiar sunt de mulți ani așa aici sau unii care... cer să li se dea casa înapoi. Știu cazuri, există o familie din Cluj care țin legătura și îmi spune: te rog frumos, dacă auzi ceva, să-mi spui că vin să cumpăr casa. Deci sunt lucruri care... Tot... Deci acum mai sunt oameni care locuiesc în casele pe care le-au vândut. Înțeleg că sunt câteva familii, nu? Da, dar ei stau doar pe un termen, au un contract pe un an. Au o limită. Da, un an. După un an se poate prelungi contractul, e acomodat, nu mai e casa lor și stau așa cumva, dar nu știi ziua când poate că nu o să mai aibă. Dar de vândut înapoi nu s-a mai vândut. Nu s-au vândut casele, nu. Am trăit, cum să spun, și am văzut-o și pe asta, cum au fost scoși morții din cimitire pentru 2000 de lei, atât era un mormânt plătit. Și s-au dus toată perioada anului, fie vară, fie iarnă, s-au dus sute de morți pentru că familiile au vrut să-și ducă mai aproape de ei. Vorbeam despre familia mea și despre unchiul meu care a fost medic aici. Am fost foarte atașat de el, el de mine, am fost doi buni prieteni, am fost, deci nu era zis să nu ne vedem, mâncam împreună, eram apropiați, munceam, îl apreciam pentru că era un om... de vază în Roșia Montană, însă în momentul când compania a venit aici, nu chiar de la început, dar după un an, doi, a început să schimbe atitudinea și față de mine și față de locul ăsta pe care l-a iubit. Era un mare iubitor de artă, era un pictor născut. Dacă vedeți tablourile lui, 90% sunt numai cu Roșia Montană picturi. Chiar îmi spunea că el, terminând facultatea la Cluj, ca șef de promoție, a avut de ales între București, Timișoara, Iași, Cluj și a zis: nu, eu aleg Roșia Montană pentru că e locul meu drag și acolo m-am născut și vreau să acolo să trăiesc și vin pentru că am un nepot pe care vreau să-l ajut să crească, eu fiind orfan. Și într-adevăr ne-am înțeles ca frații, dar din momentul când compania a venit aici, totul s-a ruinat între noi. Și am ajuns ca din doi buni prieteni să fim doi foarte mari dușmani. Bine, dușmani e poate mult spus, ci oameni care nu ne mai vorbeam, oameni care nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai intersectat, poate mulți ani. Care a fost o perioadă de 8 ani când nu ne-am vorbit, a mai fost o tentativă de a ne împăca, adică el care a zis că hai, înțeleg că tu ai o opinie, eu am cealaltă opinie, hai să uităm și hai să fim ce am fost, dar nu s-a mai putut. Deci... Dar dumneavoastră erați destul de expus, adică vecinii, localnicii știau că sunteți contra, n-ați avut divergențe, n-ați avut probleme? Deci am avut probleme chiar aici, fiind, vedeți unde suntem acum, unii vecini au spus că la mine acasă e foarte multă gălăgie. De fapt nu era gălăgie, dacă veneau oameni nu făceau nici chefuri, aici era multă lume care venea presa, veneau activiști care poate stăteau o zi, două sau o săptămână, deci aici se punea, cum să zic, la cale așa un plan de bătaie pentru fiecare zi, pentru că aici a fost o muncă, eu am fost chiar foarte naiv când au venit, am zis oare cam în câte luni scăpăm și suntem iar cum am fost. Asta a fost o greșeală de-a mea, dar după aceea mi-am dat seama, pentru că au urmat ani și ani, procese, meeting-uri, ce n-a fost aici. Aproape bătălii, cum să zic,
mai urmă să mai scoatem pistoalele și să ne împușcăm cam. Cred că asta mai rămâne. Asta pentru că localnicii? Fost, da, cu localnicii, mai ales cu localnicii, pentru că... Fiind două tabere, da, înțeleg că compania, vă întâlneați și la alimentară, vă întâlneați. Clar, bine, la alimentară n-au mai avut voie să vină, pentru că li s-a dat ordin că acolo la magazin să nu mai vină, pentru că nu are rost să cumpere de la inamic. Da, ne întâlneam pe stradă, am fost amenințat... N-aveau argumente oamenii, atât era, că noi vrem să muncim și tu nu ne lași. Sau de ce nu... Dar nu le-am dat ocazia și nu m-am comportat altfel decât normal cu ei și nu le-am răspuns la nicio provocare. Mi-am văzut de treabă și am zis că e cea mai bună atitudine pe care trebuie să am. Știam când sunt... Deci ei nu erau puternici, ei erau manipulați, acel grup. Și un exemplu a fost când a venit președintele României aici, Traian Băsescu, care a fost de 5 ori la Roșia Montană, dar odată am stat cu dânsul de vorbă la primărie, am fost față în față 5 opozanți ai proiectului și la ieșirea din primărie sau la intrare, cum vreți, a fost un grup adunat de angajați ai companiei și suporteri care ne-au amenințat, ne-au scuipat, ne-au batjocorit și ne-au promis toate relele din lume că ne fac. Însă și atunci am simțit că da, suntem o forță și că nu merită să dăm o răspuns. Era un semn că deja sunteți auziți dacă s-a întâmplat asta. Da, chiar dacă de multe ori se scria în presă sau primeam mesaje că nu contează ce ziceți voi, noi ne vedem de drum, noi suntem acum aproape de a obține o aprobare finală, deși știam eu, care poate eram un pic mai bine informat decât alții, știam că semnătura finală pentru proiectul ăsta o dăm noi, cei care nu plecăm. Dacă noi nu cedăm acel metru, să zic metru, pentru că pentru mine era important și un metru și am și zis că un fir de iarbă din curte de la mine nu se va mișca. Asta nu poate nimeni să mi-l facă, nici statul român, nici compania, nici cei care sunt deasupra investitorii sau mă rog care. Am avut întâlnire și cu investitorii companiei care veneau să ne spună cât de minunat e proiectul și dacă aveți niște nemulțumiri ați putea să cereți să vi se dea mai mulți bani pentru patrimoniu, mai mulți bani pentru refacerea mediului, mai mulți bani pentru comunitate și proiecte pe care să le faceți voi aici. Și atunci probabil că investitorii o să accepte. Dar nu mai aveți, n-are rost să vă opuneți, pentru că proiectul e minunat, e la standarde mondiale, este aplicabil în oriunde. Deci ce facem noi, deși nu făcuseră nicăieri un proiect, este perfect. Și chiar atunci ziceam că uite că s-a născut ceva perfect pe pământ, că eu n-am văzut un lucru perfect, dar uite că acum da, într-adevăr. Au plecat 2000 de oameni. Câți au venit să locuiască în Roșia Montană? Asta puțin mai târziu, pentru că bătălia nu era gata. Pentru că să-ți cumperi o casă la Roșia aproape că era imposibil și acum este foarte greu, chiar după... toți cei care vânduseră sau cei care... nu vânduseră, mai bine să zic așa, așteptau momentul să vină din nou să cumpere case, pentru că zice nu s-a oprit poate numai pentru o perioadă și apoi o să înceapă din nou. Dacă ar fi venit cineva din afară, să spunem, nu din companie, și vreau să-ți cumpăr casa, spuneau ție nu ți-o vând numai la companie. Deci efectul acestei companii, efectul, cum să spun, ei au intrat în mintea tuturor, au fost prezenți în fiecare familie, la unii benefic, la alții în rău, a lăsat urme foarte adânci. Și erau oameni în stare să spună, ție nu-ți vând, chiar dacă îmi dai mai mult, eu vând numai companiei. Pentru că ei sunt cei care o să mă facă fericit. Să vă mai faceți așa o impresie despre ce a fost aici. Compania a avut niște angajați. Nu majoritatea din Roșia, dar erau și din Roșia câțiva oameni care erau puși să ne intimideze, să facă presiune pe noi. Nici nu știu de ce voiau să demonstreze. Să plecăm de aici era greu. Nu putea să mă sperie cineva, du-te, pleacă că eu vreau să pleci tu. Nu. Dar era așa o presiune și un mod de viață foarte apăsător. Pentru că îi vedeai pe stradă, pentru că te agasau. Purtau niște costume? Uniforme. Da, și mai și căști. Și mai se intitulau și mineri, deși
Poate că ar fi, au făcut de râs haina de miner, că minerul era altceva. Tatăl meu a fost miner și a lucrat în mine și a murit. Deci asta știu ce înseamnă. Apoi eu le-am zis așa niște trupe de gherilă pe care compania o folosea cu îndemânare și cred că am avut destul de multe ciocniri cu ei, dar v-am spus, poate nici verbale, doar așa ne-am întâlnit față în față sau am fost huiduit când am trecut printre ei. Am fost atacat și amenințat în fața casei de un grup de 500 de persoane în momentul când, asta a fost 2014, când li s-a spus că toți angajații vor fi concediați, deoarece nu știau de ce, dar au întrebat totuși de ce. Păi zice, întrebați-l pe cel de peste drum. Locul în care s-a ținut, mă rog, acea ședință de ultimatum pentru angajați era vis-a-vis de noi și... De locul în care am pornit, da, exact, de la magazin. Da. Ei făcuseră la Căminul Cultural și a arătat cu degetul director, uite acolo, trebuie să întrebați de ce. Și mi-au spus câțiva angajați că au vrut să ocupe curtea și să le dau eu de lucru oamenilor. Acum nu știu de ce eram obligat să le dau. Fiecare avea o dorință, ei de a munci, eu de a rămâne în Roșia Montană. N-avea nimic una cu alta. Adică eu să fac ceva pentru ei. Ei au fost poate de vină că n-au știut să-și apere locul de muncă. Sau au crezut în niște povești, sau n-au fost bine informați. Pentru că acea exploatare nu ar fi început dacă eu poate plecam. Zic prin absurd, nu eram eu, poate se ridicau alți oameni împotriva lor și tot nu se făcea. Pentru că, nu pentru că nu voiam eu, pentru că acea exploatare nu se putea face legal, nu se putea face peste casele unor oameni, nu se putea face pentru o zonă protejată. Roșia Montană este protejată istoric, partea Cârnicului, din 1970. Deci nimeni nu poate să exploateze într-o zonă care este atât de valoroasă. Culmea e că Gold Corporation a cumpărat case monument istoric. Da, bine, și aici a fost, cum să spun, mi-aduc aminte când s-au cumpărat casele, a fost un pic de scandal, dar s-a rezolvat. Compania i-a învățat ce să facă. Proprietarii au vrut să-și vândă casele, asta era orice proprietar poate. Și atunci au zis, au făcut o listă și au înaintat o primărie. Dacă tu, primărie, vrei să îmi cumperi casa, cumpără-mi, deși nu se voia. Și atunci au mers cu lista la, adică primăria a spus nouă, nu ne trebuie și s-a putut cumpăra de către companie și casele de deci patrimoniu. Deci un refuz al primăriei a dat voie cumpărarea de către companie. Să vă mai spun încă o complicitate a primăriei. Deci compania a cumpărat 850 de case, v-am zis așa. 850 de case, dintre care 300 s-au demolat. Erau niște momente, cum să spun, de cotitură, niște momente psihologice în momentul când când vezi că se demolează și casele, înseamnă că proiectul face pași, înseamnă că se pregătește. Și atunci ei făceau niște, din anumite zone, niște cereri la primărie pentru a demola acele case. Primăria nu ar fi dat sau nu dădea un acord, dar era în termen de 30 de zile compania nu primea acceptul primăriei și atunci era un acord tacit și ei puteau să demoleze acele case. Deci au demolat una dintre case a unui unchi de-a mamei mele, este chiar aici a fost, în mascările se mai văd, au intrat cu buldozerul în ele. Da, deci cumva că noi oricum mergem înainte, nu ne oprește nimeni, facem așa. S-a mai construit o casă, cel puțin de când Roșia Montană a intrat în patrimoniul UNESCO? Nu s-a construit. Legal nu poți să construiești pentru că nu primești aprobare. Pentru că până la urmă aveți 500 de case care sunt vândute și... Ce se poate face? Se poate interveni de urgență la o casă care este, mă rog, monument istoric sau o casă care e în paragină. Deci asta primești aprobări. Și asta e legal. Asta se putea face și înainte. Deci legal, Roșia Montană are un plan, nu are pug și puz, deci și este și declarată zonă monoindustrială, adică nu poți să construiești, să faci decât acel proiect minier. Asta s-a făcut în anul 2002, după multe încercări ale primarului de atunci, când am stat iernile afară în fața primăriei să nu aprobe acest proiect, că știam că Roșia nu va mai avea viitor decât în minerit, însă după câteva tentative, primarul a fugit cu cineva de la companie și cu femeia de serviciu s-au închis pentru că și consilieri erau
un pic speriați, că unii erau în conflict de interese, lucrau la companie, dar până la urmă au avut majoritate și au aprobat acel plan urbanistic zonal și general ca Roșia Montană să fie zonă monoindustrială. Deci aici ne-au blocat. V-am spus, s-au cumpărat toate afacerile, totul pentru a slăbi comunitatea, pentru a slăbi speranța de viață în Roșia Montană, că aici nu mai are rost să rămâi, trebuie să pleci. Pentru că în 2014, așa cum am spus, s-a decis de către investitori că, neprimind acele autorizații de care aveau nevoie și, deși le primeau, au avut niște avize de descărcare de sarcină arheologică de la APM Sibiu, de la Agenția Națională a Protecția Mediului, le primeau avize de, v-am zis, de demolare de case. Nu primeau avizul necesar de începerea exploatării miniere. Aceste avize pe care le primeau erau demontate în justiție și nu făceau pași, stăteau pe loc, băteau pași pe loc, pasul pe loc. Și în 2014, guvernul Ponta a încercat să facă ultima mișcare, să ajute compania și a dat o lege specială, legea Roșia Montană, prin care toți cei care nu plecaseră din Roșia Montană erau obligați în 30 de zile să-și ia trăistuța și să plece din localitatea lui, să lase casa aici. Să te judești tu cu statul român, compania te plătea, îți dădea banii pe casă și tu plecai și apoi aveai timp să te judești că n-ai... Dar legea era, cum să spun, intra în vigoare foarte repede, o lege de expropriere în secolul 21. Nu era în interesul statului român, nu se făcea nici autostradă, nici aeroport, nu era în interesul... Normal, statul român era minoritar în această afacere, era doar în interesul companiei. Și totuși, mișcările de stradă, ieșirile destul de frecvente ale societății civile, oameni care au venit la Roșia și au înțeles că trebuie apărat locul ăsta, a făcut ca și politicienii să se sperie de ceea ce ar fi făcut și nu au căzut legea în Parlamentul României. După, bineînțeles, multe tentative de a o trece, pentru că au venit la Roșia, au venit primul ministru, a venit președintele României să facă presiuni, să înțeleagă lumea și totuși eu simțeam că există o forță care îi împiedică să facă acest proiect. O vedeam, forța aceea erau oamenii care spuneau nu proiectului și cu argumente, nu cu că nu vrem noi, că ne place nouă să batem petul prin București pentru că așa s-a vehiculat. Deci a căzut legea și în momentul următor investitorii au spus nu vreți, nu ne dați nici legea, vă dăm în judecată. Trebuie să plătiți pentru că ne-ați obstrucționat să facem exploatarea. Noi am vrut, noi am avut toate argumentele, noi am avut toată voința și voi ne-ați împiedicat ca stat român. Și atunci vă acționăm în judecată. Și din parteneri buni care s-au ajutat 20 de ani. Statul român cu compania a fost braț la braț, au ajuns să se dușmănească. Și s-a deschis un proces la Curtea Internațională de Arbitraj Comercial de la Washington. Acolo am ajuns și eu. N-am vrut să merg pentru că am spus, așa a fost gândirea mea, poate n-a fost chiar corectă, statul român ne-a făcut atât de mult rău și ne-a călcat în picioare aici la noi acasă și acum cere ajutor. Și nu merită. Însă după ce am stat de vorbă și am analizat cu avocații români și elvețeni care ne-au reprezentat, m-au convins că e nevoie să ajung acolo. Eram perceput ca un localnic care și-a apărat locul natal, care a văzut cu ochii lui cum a apărut această companie, a văzut cum s-a ridicat, dar și cum a decăzut. Și nu m-am dus să relatez fapte, acolo m-am dus să răspund la niște întrebări care au trebuit foarte bine argumentate, răspunsurile la acele întrebări. Știam că se joacă soarta României, nu numai a Roșiei Montane acolo. Înainte să aflu rezultatul procesului, am considerat că am făcut ce trebuia și am avut speranța că România va câștiga acel proces. Nu știu, nu mă consider un erou, nici nu place titulatura. România câștigând procesul. Câștigând procesul, da. Dar sunt atât de mulțumit că mi-am făcut, adică am început și m-am dus până la capăt. Și mi-am făcut datoria față de mine, pentru că oamenii din Roșia Montană nici nu recunosc, nici nu le pasă și nici nu apreciază ceea ce am făcut și poate nici nu trebuie, pentru că ei văd altfel lucrurile.
Dar sunt oameni din afara Roșiei Montane care m-au sunat, care m-au felicitat și care mi-au spus că suntem mândri că te cunoaștem și că ai făcut o treabă foarte bună. E suficient, nici nu mai vreau laude, nici lauri, pentru că victoria e mult mai prețioasă decât ceea ce am făcut eu acolo. No, asta ar fi finalul. Bine, nu v-am povestit nici o fărâmă din ceea ce am trecut. Îmi imaginez că sunt multe de povestit. Da. Cum credeți că se va revigora turismul? Eu, părerea mea este că oamenii trebuie să schimbe mentalitatea oamenii de aici. E obligatoriu, pentru că încă sunt înțepeniți în trecut. Foarte mulți, printre care și eu. Eu nu mai fac pentru că poate am zis, eu zic că misiunea mea a fost îndeplinită. Acum să facă pentru că să poate să fii în opoziție, să dărâm ceva e mai ușor decât să construiești. Dar acum e nevoie de construcție. Și asta e mult mai grea de... Sunt unii care au rămas cu gândul la companie, sunt mulți care o așteaptă, sunt mulți care speră, sunt mulți care au trăit într-o familie de care, cum să zic, s-a lins pe degete în urma privilegiilor pe care le-au avut fiind de partea companiei, dar cred că ar trebui să uite și să înceapă. Și eu cred că că foarte important este schimbarea mentalității și atitudinii autorităților locale, care de la ele pleacă foarte mult. Ei pun piedici, îngrădesc inițiative, sunt imune la orice schimbare în bine a Roșiei Montane, sunt încă cu gândul, Roșia Montană este doar o localitate unde se poate face doar minerit, ce turism? Turismul e o poveste, da, să meargă toți cei care nu cred în fața muzeului, galeriilor romane și acolo să vadă că nu este loc de parcare, să vadă autocarele cum vin în fiecare zi, să vadă lumea care se plimbă pe străzi pentru că sunt turiști peste tot, sunt foarte multe obiective de... Am făcut un traseu de 200 de metri și deja n-am întâlnit pe traseu cu 3 turiști. Da, adică bine, sunt acum turiști. Depinde și de perioadă, dar turiștii vin când o să fie și mai multă vizibilitate. Roșia are, este un brand. Dacă compania asta a făcut ceva bine, a făcut că a făcut multă publicitate, pe care noi, localnicii, n-aveam cum să ne-o facem, că n-aveam bani. Dar ei, făcând atât de multă anti-publicitate nouă celor care ne-am opus, de fapt ne-au făcut și publicitate. O imagine, da. Bun, noi sperăm că lucrurile se vor îndrepta, turiștii vor veni. Noi prin aceste materiale o să arătăm și altor oameni care nu cunosc sau nu știu de ce să vină în Roșia Montană, să-i aducem aici. Ne-am bucurat foarte tare să punem și noi umărul la această muncă. Roșia Montană nu numai că este frumoasă și atractivă, dar are o poveste pe care altă localitate nu are. Și poate asta am vorbit cu oameni din toată lumea și i-a fascinat. Au zis, revenim. Și sunt oameni care vin poate a treia, a patra oară. I-am convins că nu numai patrimoniul, dar și povestea locului, pe care și ei au spus-o altora, spunând, păi eu ce am citit pe internet nu e cu ceea ce am găsit eu aici. E cu totul altceva. Mulțumim mult și drag. Să ne vedem cu bine. Mă bucur că ați venit și că faceți și mai vizibilă Roșia Montană și nu pe bani. Din contră, pe banii noștri. Da. Dar e o altă poveste. Ne face plăcere. Mulțumim. Cu drag.